Bine v-am regăsit! Mi-e cam rușine să o spun, e o formulă oximoronică, dar astăzi ne aflăm în fața unei cărți care este un rateu plăcut. Un rateu, dar cât se poate de plăcut. Pentru ce? Avem pus la un loc vreo 60 de persoane, cărora nu li se dau niciun fel de dată biografică. Eu, personal, din 60 știu doar vreo 4 nume, adică o știu de la Digi24 pe Ștefania Bătătrânca, îi știu pe Ioana Bot, pe Florin Bican, pe Ciprian Măceșaru și pe Adrian Ceromila. În rest, cam 56 de oameni pe care îi bănuiești între 25 și 60 de ani, nu știi de unde să iei, din ce zonă geografică, și un scriitor foarte bun, Dan Lungu, care este și un sociolog foarte bun, împreună cu Amelia Gheorghisă, îi reunește pe aceștia în jurul ideii de copilărie. Este o carte care face, într-un fel, pereche cu Adrian Majuru, Copilăria la români, editura Compania 2013-14 parcă. Și acum, deci avem 60 de oameni puși efectiv cu furca să își amintească fiecare ceva frumos, haios, trăznit, întristător, umilitor din copilăria lor. Este și în ceaușism și în post-comunism. Și să vă spun, deci, de ce îmi pare rău? Pentru că dacă i-ar fi reunit în jurul unei idei, părinții, partidul, școala, biserica, iubirile, era bine, dar așa fiecare povestește câte ceva. De pildă, avem fete care mor la avort în anii 80, filmele rusești de la căminul cultural, ce fetiși, ce nebunie erau portocalele care veneau la noi de Sfântul Nicolae, rablele care erau mașinile Dacia în anii 80 și nostalgia frigiderului Fram. Plăcile cu povești, discurile cu povești de la Electrecord, ce însemna să te deghizezi în rochile mamei când ai 4, 5, 6, 7 ani și când intri în șifonier, pe lângă rochi dai și de un instrument bizar care era folosit la avortul clandestin. Atunci când aveai 5 ani nu știai ce este acel lucru, erau niște chestii diferite din RFG. Umilințele care erau taberele de altă dată, care tabere de pionieri erau niște mini lagăre din nazism sau din stalinism. Ce însemna împodobirea bradului? Crăciunul era un moft, nașterea Domnului, dar bradul și cu mașinuțele chinezești erau o splendoare. Avem parte de profesori haioși, infecți, provocatori, abjecți, intransigenți, duplicitari, plus textul Ioanei Botca care se cheamă Tovarășa Bătea, și care era o tovarășă care bătea ca la fasole pe toți, să mai spună puștii de astăzi că sunt abuzați. Apoi, ce însemna să mergi de mână cu tata la grădina zoologică la 6 ani? Sau să stai la priveghi o noapte întreagă? Evident că apar și primele hârjoane sexuale. Ce însemna august 68 când rușii intrau în Praga, tu să fii la hudat vie cu ai tăi? Ce înseamnă să faci dragoste la 10 ani? Și în fine, cea mai tare este o scenă în care doi copii se amestesc așa cu vișinata din casă și vișinele le aruncă după aia la rațe. Cele 20 de rațe se îmbată curcă, după care mama și o vecină disperate să nu vadă omul meu rațele moarte, măcar să le jumulim și să le punem undeva ca să le fierbem după aia. Și vine și tatăl beat, firește, acasă și atunci se trezesc din beție rasele. Și apar 20 de rase belali, jumulite și care umblă. Omul zice, Doamne, am băut prea mult, iartă-mă, și se bagă în pat. Deci toate astea, vă spun, fac o lectură frumoasă. Sunt 60 de scene de viață palpitante, dar te întrebi de ce nu li s-a dat o osatură, o tematică și efectiv un rost socio-psiho-etno-estetic. La revedere!